Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou live cu Mafia Curcubeu. Băieți, suntem din ce în ce mai mulți, uitați și voi cât suntem din mafie aici. I-am chemat astăzi pe toți, le mulțumesc tuturor celor care au venit din organizație, pentru că astăzi o să avem o bătaie cum nu s-a mai văzut, băieți. Nu uitați să... Cine? Nu dă like și subscribe, mama lui e tata lui! Nu uitați să susțineți... Pardon, nu uitați să susțineți acest live cu un like, ajută foarte mult. Nu uitați să vă abonați la canal, să prindeți și următoarele live-uri. Și haideți să dăm drumul la treabă. Neapoi ajunge în supă, zice Călin. Giulia, salut, Sebi, salutare, Ahmed, 25, 16 ani. Ce ați început, mă, să vă dați numerele pe aici? Matic, salut, Sami, salut. Hai să dăm drumul la roleplay. Băieți, ne-am adunat, băieți și fete, că e și Mirun aici. Și Alina, cred. Ne-am adunat astăzi aici, băieți și fete, pentru că Nea Puiu ne-a cam rănit ieri o grămadă de oameni. De aceea astăzi o iubesc. Ne-am adunat din nou aici pentru a-l înfrânge pe Nea Puiu. Eu am să încerc să-i fac o capcană cumva. Voi trebuie să ascultați de mine și să-mi urmați planul. Tot ceea ce spun eu este literă de lege și ascultați, chiar și dacă vă spun să vă dați viața, trebuie să faceți treaba asta, da? Da. Este foarte important. Salut, băieți, salut! O să-l sun pe Nea Puiu și o să-i cer să facem o întâlnire. Odată ce ne întâlnim cu el, vreau să faceți o liniște solemnă. Vreau să le arătăm că suntem foarte bine organizați, că suntem disciplinați și că putem... să-i facem să dispară în câteva secunde. Dar am nevoie de voi să fiți exact așa cum spun, disciplinați și să ascultați tot ceea ce vă spun eu. Nu cred că vom putea scăpa fără să trebuiască să tragem câteva gloanțe. Mulți dintre noi vor pieri astăzi. Poate chiar eu. Poate chiar tu, băi mustăciosule. Dar important este că o mare parte din noi vor trăi în continuare să ducă mafia Curcubeu mai departe. Dacă eu mor astăzi, poate tu o să fii liderul mafiei. Tu o să trebuiască să ai grijă de oameni. O să trebuiască să le dai provizii, mâncare, o locație și siguranță. Tu, cu tine vorbesc, băi, pletosule. Poate tu o să fii de mâine liderul acestei organizații. Cine o să fie liderul va trebui să aibă grijă de această organizație așa cum am și eu. Tu ce faci, măi, Alina? Ești bine, sănătoasă? Da. A? Da. Miroase bine, băieți. Băieți, vreau acum ca toată lumea să scoată telefonul și să filmeze acest moment, să-l pună pe TikTok, Mafia Curcubeu, Dum România. Haideți, pregătiți telefoanele că vreau să filmez ceva. Haideți, toată lumea să pregătească telefonul. Toată lumea să pregătească telefonul, să-mi dați tag pe TikTok Pericol Gaming, să mă puneți la story. Haideți, că dau drumul aici, fiți atenți aici. Hai, ați pregătit? 3, 2, 1, let's go. Ia uite. După cum vedeți aici de față, băieți, Mafia Curcubeu. Cea mai mare mafie care a existat vreodată în orice oraș din această lume. Noi suntem Mafia Curcubeu. Suntem cei mai puternici și cea mai puternică mafie care a existat vreodată. Dacă vrei să faci parte din această organizație, tot ce trebuie să faci este să vii pe serverul Dum România și să mă cauți pe mine în roleplay și poți face parte din cea mai mare mafie care a existat vreodată. Vă așteptăm pe toți pe serverul Dum România. Am încheiat citatul. Haideți că o să sun pe Nea Puiu să-i cer o întâlnire. Să sperăm că acceptă lucrul ăsta. Eu uite, era Corduța pe aici, m-a sunat Corduța, băiță, cu 16 minute. Alo! Ce faci, domnul Nea Puiu? Uite, sunt și eu pe aici, la mine, acasă. Măi, Nea Puiule, aș vrea să-mi cer scuze pentru cele întâmplate ieri. Mulți oameni mi-ai mai rănit. Hai, nu că mulți oameni, cei mai mulți oameni. Nea Puiule, aș vrea dacă se poate să ne întâlnim
și s-o dăm cumva la pace. Fii atent, unde sunt eu. Am un cadou pentru tine. O, ce cadou? Am un cadou pentru tine. Fii atent unde sunt, sunt în față, fix la intrare în Caio Perico. Fix în față, la intrare. Acum am ajuns și noi pe aeroport, haideți că o să venim acolo. Fix în față să... Hai că vin acolo cu băieții, să trăiți, să trăiți neapoi. Doamne ăștia, nu mai vin. Băi, Butoi. Da. Nu-mi dai și mie niște gloanțe? Doamne, cum să nu? Dar am aruncat pe toate, bebe. Te împuși direct în cap, cum l-am împușcat pe băiatul ăla și te duc în mijlocul oceanului. Uite, verifică-mă dacă nu mă crezi. L-am aruncat. Scuze. Să am broc de alte chestii. Nu aveam și eu un pe carme aici, nu mai am pe carme. Îmi pare scuze. Data viitoare să-ți dau ție câte 500. Asta ai și tu, bebe. Ai, las că mă bat și eu cu ce am. Și o să-ți dau BP-ul. Băi, fiți atenți. Alea. Fiți atenți aici. Ce trebuie, mă? De ce vreți 500 de gândi? Vreau să faceți o linie, uite așa, pe linia asta, până în capătul celălalt. Haideți. Voi ăștia neoficiali. Faceți o linie, uite pe asta de aici, faceți o linie. Cei oficial treceți mai în față puțin de ei. Pe linia asta sau trei, o linie cât tot aeroport, așa. Cei oficial treceți mai în fața lor și faceți și voi o linie mai în față. Uite aici. Voi faceți o linie aici. Doamnă bebe, intrăm pe stație ceva? Băi, aici tu treci în partea aia altă acolo. Faceți o linie, vedeți că în partea dreaptă sunteți mai înghesuiți. Încercați să fiți și voi uniform, haideți. Mai mergeți în partea cealaltă, haideți din voi. Mai răsfirați-vă puțin, băieți, haideți. Când vă spun faceți o linie, trebuie să vă dea vouă în cap treaba asta. Nu trebuie să vă zic eu că nu sunteți bine, sunteți prea mulți într-o parte. Băi, pletosule, tu ăsta de o să fii lider la mafie, du-te în partea cealaltă. Ok. Și tu ăsta cu cagulă, du-te în partea cealaltă și tu. Și restul așa. Negru, am înțeles. Liniște. Și voi faceți acolo o linie, fiți atenți băieți și fete, vom merge împreună așa, fără, nu vreau să vă pe nimeni că aleargă, nu vreau să ieșiți din linie. Odată ce eu m-am oprit aici, de exemplu, sau cealaltă trupă din față, voi trei, fiți atenți, voi față de celălalt grup trebuie să aveți o linie din asta. Aproximativ la ochi, când m-am oprit eu, o să se oprească și ei. Și o să vă opriți și voi, da? Asta înseamnă disciplină, țineți minte. Nu mă faceți acolo să-mi puși pe careva. Și acum când o să plece băieții de aici, plecați și voi. Când ajung eu la cealaltă, nu la asta, la a doua, plecați și voi după mine. Și mergem așa ușor, fără alergatură. Haideți. Aia zic băieți. Bă, fără alergatură, bă. Mafia curcubeu, băieți. Băi, tăcezi, Matrix. Băi, Butoi, ți-a zis să nu mai vorbești. A plecat mafia curcubeu, băieți. Faceți TikTok-ul ăla bătrân, băieți. Faceți TikTok-ul ăla bătrân. Hai să văd TikTok-ul ăla cu mafia curcubeu. Dacă există mafie mai mare decât asta, băieți. Mafia! Se sperie că nu o să ne vadă, băieți. N-ai cum să o dai cu mafia, iauzi. N-ai cum să o dai cu mafia, curcubeu. Suntem prea jmecheri, prea tari, băieți. Prea tari suntem. Apăsați butonul de like pentru mafia, curcubeu. Nu, și subscribe. Mă, nu e tata lui. N-ai cum să o dai, băieți. N-ai cum să o dai. Spuneți voi dacă a mai existat vreo mafie atât de mare. Nu există mafie mai mare ca mafia curcubeu. Și n-a existat vreodată. Ia uite-l pe ăla ieșit din pădure, bă. Mergem să ne întâlnim, băieți. Mergem să ne întâlnim. Ah, ce bună aia parece, băieți. Exquizii, mulțumesc frumos de follow. Băieți, m-a pus cineva la story. Ia să vedem, m-a pus cineva la story. Oh, am 7 persoane care m-au pus la story, bă, băiatule, bă. Dani Mocanu, acum 2 ore. Ia uite aici, deja e la casă băiatul ăsta, bratul Mihai. Bratul Mihai e unul dintre oamenii din mafie.
Aia zic, băieți, aici tu pe live la pericol, aici cu mafia curcubeu. Aia zic, tati, aia zic. Aia zic, tati. O dai cu mafia, n-o dai, băieți. Dacă eu nu știu alea cu VDM, care mai pot intra în mafie? Băieți, oricine poate să vină să... Pentru că învățați, le învățați. Dacă vreți, le învățați, frate. Sunt mulți care au venit și știu eu că am jucat cu ei. Primit o donație de la Curduța Ștefania. Aș vrea să intru și eu acolo între băieții ăia. Becky, salut! O să facem o chestie din asta cu Curduța. Steau la casă la noi, Curduța, să fie acolo între băieți unde îți place ție. Număr Kai Serufex, bagă muzica cu mafia. Băi, aș băga o mafia, dar ia stați mă băi, fiți atenți așa, stați un pic repede. O să-mi fie greu, dar încerc, fiți atenți. YouTube. Mafia curcubeu. Mamă, sper să o găsesc acum, frate. Uite mă că am găsit, te-ai auzit aici. Ia uzi. Când vorbim de o legendă, vorbim de Bebe Moise. Are toată mafia în spate, vece spui să nu te înțepe. Dacă îți doresc să te apropii, fă-ți o programare. Dacă e sifon, stai acasă, frățioare. Nu suportă gaburii, na-na, nici pe șinoșii îl găsești mai greu, aha. O știm cu toată, când vorbești de mafia cu tebe, mai bine taci, vezi că vin băieții grei și eu ce te facă praf. Cunoaște o lume întreagă, e o bombă fără ceas. Nu ai cum să îl oprești, simplu, nu ai ce să-i faci. Am observat că toți acum, toți îl venerează. Bebe pentru voi e un rege, fiți pe fază. A venit de nicăieri și știe tot ce face. Tu nu poți să-i faci față, te las în spate. Eu, e pericol. E pericol. E pericol. Am mafia cu mine, băiți. Conduci organizația mafia cu cube. Unii își doresc să ajungă un lider mare ca el. Alții vor să îl doboare, să îi fure loc. Îl duce capul, știe când săriște tot. Știi că mai mereu are misiuni grele. E mereu în fața ta când e vorba de probleme. Nu dă înapoi deloc, fii atent și taci. El lovește primul, nu ai cum să îl ataci. N-ai cum să mă ataci. Categoria grea, când lovește nici tsunami. Nu lovește așa, a luptat de mic copil. A trecut prin foc, poți să-i spui mereu nașul că e pe primul loc. Eu a venit de nicăieri și știe tot ce face. Tu nu poți să-i faci față, te las în spate. Păi, mafia, melodia se numește Bebe Moise și este a lui Don John. Hai să oprim melodia aici, că nu ne trebuie, nu? Mamă, stare mașinga. Bună ziua, Neapuiule. Neapuiule, am venit să discutăm, Neapuiule. Dar și eu am venit să discutăm. Dar trebuie obligat de după cum vezi. Dar mai sunt, mai trebuie să ajung. Băi, Neapuiule, îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat ieri. Adică a fost o greșeală nesăbuită din partea mea. Au fost multe de a fost o greșeală nesăbuită din partea mea, Neapuiule, să-mi compar forțele cu tine. Tu ai oameni foarte capabili, ai o insula asta, ți aparține ție. Ia stai un pic. Băieți, faceți și voi o tură până la camioanele alea și înapoi, ca să vă dezamorce și voi picioarele. Hai, mergeți toată lumea, hai. Hai și tu, domnul Andrei. Hai și tu. Andrei, uite. Așa. Înțelegi, Neapuiule, ce zic? Înțeleg. Nu știu cum să zic. Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat, înțelegi? Chiar îmi pare rău. Adică nu meritam să se întâmple treaba asta. Și eu și cu toată organizația am venit ca să
să arătăm că ne pare rău pentru tot ce s-a întâmplat și am vrea să ne cerem scuze într-un anumit fel și drept dovadă că îmi pare rău ceea ce s-a întâmplat, o să-ți dau un om de-al meu. Poți să-l aleg eu? Alege tu orice om. Aici în față sunt cei mai de elită oameni. Alegeți pe care vrei și el te va servi cu orice, cu orice preț. Stai, închide ochiul și aleg cu degetul. Păi închide ochii, neapuiule, că ești cu ochii deschiși. Stai așa, stai așa, gata, imediat. Stai un pic, gata. Așa, așa, cum alege? Dă-te de aici. Să mă alegi pe mine. Ăla. Butoi. Butoi. Vino încoace, Butoi. Arătat în altă parte, Butoi, spre tine arătat. Ascultă aici, Butoi. De acum încolo, neapuiul îți va fi și mamă și tată. Ce copil? Nu mai ai ce discuta cu mine. O să asculți de el și îl vei servi chiar și cu prețul vieții tale. Nu mai știu. Bă, nu râde, mă, că te bat aici de față cu toată lumea. Că acum ești și omul meu, nu mai ești alu' bebe. Eu mi-am luat mâinile de pe tine, Butoi. Dă-ți bruza jos și de alu' bebe, hai și pantaloni, hai! Dă hainele aici. Bravo. Acum du-te la ei. Hai să mergem, mă, tata, hai, mă. Auzi-mi, băi, bebe. Hai, bre, să-i nimic. Te-am iertat, băi, bebe, te-am iertat. Neapuiule, noi o să plecăm, să știi. Prozariește. Bine, bebe, ia uite, începe să devine șarpe. Începe să devine șarpe. Doamne, ăștia, să rămână numai să trăiești, neapuiule, să trăiești. Doamne, ăștia, să trăiești. Hai, mă. O să vedeți voi. Hai, mă, tata, hai, toată lumea, urmați-mă în Shiringham. Shiringham, repede, Shiringham. Veniți după mine. Shiringham, spate, spate. Veniți după mine aici, în stânga. L-am dat pe Butoi. În stânga cu toții. L-am dat pe Butoi. Liniște. Dar este un plan diabolic. Spămâna și voi, băie mașină. Nu mai neapărat acasă. Este liniște. Ia pe Butoi acum. Spămâna și voi, băie mașină. Măcar sper să nu-mi bată tăcute până pe lume. Liniște, vă rog frumos. Spămâna-ți, bă, mașină, să scoți și o armă. Bebele, dăm baba? Ea, care zice, mă, cu spawnatul, mă? Dacă vrei, spawnezi ție direct Bahaos. Bombală ulecești. Băieți, faceți o linie, că altfel o să ajunge să faceți un cerc în jurul meu. Și opriți ăla, că mă aud la voi. Stai așa, că spun eu. Hai după casa asta, faceți tot felul. Băieți, opriți ăla și rămâneți în liniște și tăceți din gură. 3-1-8-5-2. În linie, bă, în linie. Băieți, v-am zis că dacă cineva deranjează, o să pleci. Las că e bine așa, important e să... Băi, cineva trebuie să-i care hainele lui Butoi, care se oferă? Eu! Cine? Nu, liniște, cineva care n-are armă. Cine n-are armă... Uite aici. Ia cutia asta de la mine, mână. Bă, tași cu căscuța aia. Ia cutia, mână. Da, neapuiule. Alo. Da. Băi, o întrebare am. Da. Știe omul tău să facă cartofi prăjiți? Păi întreabă-l pe el, bre. Păi nu vreau să-mi răspunde, că încă e supărat. Știe să facă de toate, tu doar ordonei. Bine, mă, bă, hai te pup, doamne ăștia, sănătate, numai bine. Salut, să trăiți, neapuiul. Așa, fii atent când o să îl recuperăm pe Butoi. Da. O să-i dai ăstea, da? Da. Mersi. Ce hack folosești? Stați, băieți, să intru și eu aici, că e greu cutia asta, rog. Intră. Măi, de ce crezi tu că folosesc hack? Robert, nu știu ce ai făcut, Robert, dar cine ți-a dat bani? Cine ți-a dat bani, Robert?
Băieți, o să trebuiască să-i atacăm pe acești... Băi, Nox, mă ajut și tu cu ceva? Unde e Nox? Stă, îl sun? Imediat vine. De că am văzut pe Optimus cu careva în Bahor. Vino că te cheamă Bevel. Mafia curcubeu, dar sunteți toți roz? N-are nicio legătură. Da. Pepe, se poartă foarte ură cu mine. Și ce m-a pus să-i fac? Ce? Să-i ring picioarele, Pepe. Băi, Butoi, ascult aici. Nu te-am dat de tot acolo. Totul a fost un teatru. Ascultă-mă bine. Motivul pentru care noi o să-i atacăm acum este să te scoatem pe tine de acolo. Îi vom nimici. Bebe, te rog să mă ajuți, Bebe. Tu încearcă. Au, nu mai da! Aul. M-a auzit? Da. 3, 2, 1, 20. Te auzim. Ia zi, Bebe, mai căuta? Da, dacă poți să ne aduci și nou niște camioane din alea, să... Okay. Dacă faci rost de pe aici niște camioane, de pe strada aia, pe unde le aveau și ei în sus, dacă faci rost de câteva camioane, să încăpe mai mult în ele, nu știu exact ce... Ca să putem să mergem spre încolo. Mă duc în mine. Am primit o donație de la... Cine am primit donație de la Curduța? Ia întreabă-i pe toți de acolo dacă vor încă o fată în mafie. Băieți, azi dimineața am cunoscut o fată, Curduța. Și voiam să vă întreb și pe voi dacă aș putea să o aduc în mafie. Da. Alo, ideea e în felul următor. Mie încă îmi place ideea, dar știți că eu sunt cu Andreea, gen. Și vreau să o fac, pe Curduța, amanta mea, gen. Înțelegeți? Dar voi nu aveți voie să-i spuneți lui Andreea sau ceva. Da, bine. Ea o să fie ca și cum ar fi colega noastră, dar eu din când în când să mă mai iubesc cu ea, înțelegeți? Opa! Da. Mulțumesc de înțelegere, sunteți foarte de treabă, suntem ca o familie aici, o să vă dau și vouă. Vedeți că liniște puțin. Ai rezolvat așa repede? Da. Acum, cât durează? Păi nu știu, dar cred că ne trebuie mai multe mașini, vreo 5. Sunt mai multe. Ah, perfect. Poți să aduci tu pe cineva aici, Nox? Da. Are CNP-ul 32120. 32120. Băi, Panache, ce tu zici, mă, acolo? Panache. Sau iar ești... Ești în zilele în care nu poți să vorbești. Are emoții, probabil. Eu eram ăla cu gura de vreau să dau puștiu ta, că-mi dai TP înapoi? Gata, uite-a de aici. Ușor cu cutia, nu vă bateți aici. Da, e bine, dacă... Sunt mult. Haideți să mergem ușor la mașini, ușor. Știți ce înseamnă ușor? N-alergă nimeni. Da. Dar n-alergă, mă pierd. Verona! Fiți atenți, rămâneți în spate, când mașini la volan se vor sui doar oficial. Nu vreau să văd pe altcine la volan. A plătit și taxele, vreau să mă alătur și nu am card. Să-mi dai gradul băieți de elită pe Discord. Crazy, băi, crazy on YouTube. Gradul băieți de elită nu se dă nici cu bani, nici cu nimic. Se dă doar persoanelor cu care eu reușesc să am așa o relație de prietenie, care sunt serioși, care nu sunt așa dușmănoși, să înceapă să băieți. Dacă mai săriți odată, să vezi ce săriți direct afară din insulă. Panache, suiete tu în prima mașină aici la volan. Voi neoficial vă suiți în mașini. Următorul tot așa, un oficial, nu știu, care, Sami sau care vrea, așa. În fiecare mașină câte un oficial, haideți. Dar fetele ce zic? Că ele vreau să mă împrietenesc, cu ele vreau să mă împrietenesc mai mult? Hai băieți, urcați aici. Urcați în mașină. Urcați în toate mașinile, băieți. Nu să încăpem toți în ultima. Aici am o suiu la volan.
să nu mă butoi. Ajutor. Băi, vedeți ce mi-a scris acolo? Fii atent, mi-a scris Albină. A, J, jambon, J, urină, taur, orbet, orbete, rapid. A, J, T, O, R. Ajutor mi-a scris. Plecăm, băi, plecăm să... Dați like, băi, dați like, băi! Cine? Nu dă like și subscribe! Voi sunteți născuți din părinți amândoi bărbați, mă, de n-apăsați butonul de like? Care are mamă și tată, femeie și bărbat, să apese butonul de like? Care are părinți, frați amândoi, adică bărbați? Voi nu trebuie să apăsați. Sebastian, salut Sebastian, mamă, nu știu. Alo, da? Pune cineva pe GPS la vila acolo în spate. Vrei să vin să-ți dau gloanțe? Nu, mulțumesc. Spate la cărămizile alea? Gardul ăla cum arată, așa, în curbe? Las că am pus eu. A, ok. S-a ridicat bariera. Ai primit gloanțe? Dă-le încolo de gloanțe, mă! Am intrat și eu nouă în urmă și mă puteam, ce? Poftim? Ce zici, batem? Din greșeală te-am sunat. Liniște, băie, stăcesc cu sunatul și cu din astea, că nu vreau să aud aici alte. Mulțumesc de subscribe, David Anastasiu, Suspectu, Spagheta, mulțumesc, Mr. Arabu, salut, bine ai venit pe live. Bun, boy, mi-a dat subscribe, salut, Faga RPG, salut, mulțumesc de subscribe, mamă, ce s-au abonat băieți ăștia. Sunt fleașcă pe băieți ăștia. Mi-a venit toată mafia aici, n-am mai avut atâta mafie de când eram eu mic, băieți, de când eram eu până, cum se numesc alea, până Caraibe, dacă știți. Caraibe, ce mai faci tu, măi, Caraibe? Bă, dar de ce nu-l pune foarte bine niciun caz, mă? Nu vreau să pună, mă, calme. Aia zic, tată. Aia zic. Mulțumesc de subscribe, băieți, mamă, trebuie să citesc numele la toată lumea acum, stați așa un pic. Mamă, cine s-a abonat aici? S-a abonat așa. L-avem pe Lau207, mulțumesc de subscribe, pe Alex, l-avem, mulțumesc de subscribe, Ablex, No Name, mulțumesc de subscribe, salut. Îmi poți da TP și mie întregi minute? Băi, nu pot să vă dau TP. Cine vine la roleplay înainte de live, fare parte cu noi. Cine nu, nu pot, că nu pot să, na, mă apuc să dau TP la oameni pe aici. Mamă, ce foame mi-e, băieți, mi-e foame de mor, frate, să știți, mi-e foame rău de tot. Toată lumea jos. Și faceți o linie aici, ca să vă vorbesc cu voi. Mamă, cât suntem, bă, băieți, suntem cea mai șmecheră mafie care a existat vreodată pe 5M, băieți, noi suntem. Suntem câtă frunză, câtă iarbă, bă, ca turcii. Ia uite, băiatul ăsta cu hainele lui Butoi. Faceți o linie aici, băieți. Și stați și câte doi în spate, ca să nu trească să vorbesc. Stați așa și mai în spate, câte doi așa. Fiți atenți aici. O să am nevoie de unul dintre voi foarte, foarte curajos. Eu. Tu, pletosule, că și așa voiai să fii lider la mafie. Da. Fii atent aici. Fii atent aici. O să-ți dau un camion din ăla. Da. Ce o să faci tu? O să iei camionul, dezbracă-te, dă-ți hainele jos după tine, le ascunzi undeva. Dă-ți hainele jos. Aia, bravo. Te sui în camionul, ultimul camion de acolo și te duci cu el la poartă. Dar fii atent ce faci. Te apropii cu botul de la mașină la poarta aia neagră acolo și rămâi acolo. Da. Ei toți își vei atrage atenția asupra ta, înțelegi? Iar ceilalți vor lua o mașină sau două de aici și le vor pune să sărim în spate de acolo. Eu o să merg frumos cu sniperul prin pădure și o să trag în ei. Vreau o parte din voi
să săriți pe acolo până spate să intrați peste ei. Eu o să încerc de aici, bine, din față să, să sparg. Vreau. Tu o să lași mașina acolo pentru că vreau să intrăm cu mașina aia înăuntru, înțelegi? Bebe, aș întreba, să trebuia să tragem direct în ei sau în locul meu? Tragem direct, ăsta e un război, nu există pace între mine și Neapuiu. Fii atent dacă se poate, aș vrea să nu-l omorâm pe Neapuiu. Neapuiu o să trebuiască ca toți nu din organizație să facem pipi în același loc și să-i dăm să bea ca să se facă înapoi în Andrei. Dacă reușim să-l, dacă reușim să-l capturăm. Și unde stau șeful? Și dacă mare șeful. Băi, liniște, liniște, ia că mă sună Neapuiu. Hai băieți, haide că am plecat, am aterizat. Da, spune Neapuiu. Mamă, bebe, e excelent băiatul ăsta, știe să facă un masaj la picioare. Hai de capul meu. L-ai pus să-ți facă masaj? Măi, Neapuiule, vezi că ăla e un om foarte important, are secrete foarte mult, a fost spion în Rusia. Nu e om care să facă masaje. Asta, nu-mi pasă ăla, ăla poate să omoare 10 oameni cu mâinile și cu picioarele legate în același timp. Hai că poate, ce nu face Zorro, face ăla, vrei să-mi spui tu mie. Este unul foarte bun, să știi. Trebuia să facă cartofi prăjiți, arți cartofi pe prăjiți și tu vrei să-mi mie, că ăsta știe informații. Îi se spune butoi pentru că poate să transforme tot un gunoi. Aha, înțeles. Deci aveți grijă, Neapuiu, aveți grijă cu el, să nu vă arunce drag cu vila în aer sau ceva pe acolo, pe insulă. Dă foc la case. Ce? Să nu dea foc la case sau ceva nebunul ăla. Păi vezi că, să știi că l-am pus să facă picioare de găin. Ce picioare de găini să facă? Sunt bune, face... Să le gătească? Picioare. Păi nu, și le mănâncă. Că noi nu... Ai, dai lui să mănânce? Păi da, să mănânce și el ceva, sărăcuțul. Oricum, știe să facă multe, știe să spele geamurile, să spele pe jos. Am înțeles. Păi iat bun. Bine, băi, hai că am un antrenament de făcut cu băieții, ta pup. Să treci, Neapuiule, mă bucur că ne-am împăcat, să treci, sănătate. Sănătate, numai bine, să treci. Mașinile pe față. Au, șeful, eu pot să las cutia undeva ca să iau la punct sau... Cum spui tu? Las-o, așa. Las-o undeva, că o nu o trebuie, nu? Da. Bebe, ai ceva să vrei și mie? Că bebe. Sunt cu pâinile goale, dacă iau la pumn. Nu știu, tu stai observator și îmi spui ce se bebe. Întâmplă. Bine, bine, okay, okay. Da, băieți. Am și o întrebare, dacă îl omorăm pe Butoi, ce se întâmplă? Cum să-l omor pe Butoi, mă? Butoi, am vorbit cu el mai înainte la telefon și i-am spus că venim. A, Butoi este dezbrăcat ca și... Hai, du-te, ia-ți mașină, ia ultima mașină, pletosule, și te duci în față, la curte. Fii atent. Vreau să umpleți primele două mașini. Mănușă, ce faci, mă, mănușă? N-ai zis tu nimic, nici să rămână, nici nimic. Să trăiești, bebe, să trăiești. Mi-a scris... De fapt, las că vreau vină după aia. Băi... Domnul, mi-a trebuit un lider. Nu, nu vă trebuie niciun lider. Cine e în prima mașină, a doua mașină? Pastilu, tu ești? Și da, în prima aici tu ești, Pastiluța? Da, eu sunt. Fii atent, vezi că trebuie să parchezi acolo lângă zid ca să puteți să săriți. Da, da, da. Și okay. Săriți peste, e un stâlp gen. La stâlp, la bravo, stâlp. Bravo, bravo. Hai, mergeți, mergeți și săriți acolo. Băi, voi rămâneți aici, rămâneți aici, mă, că nu trebuie să vă urcați toți. Noi o să-i atacăm prin față. Faceți și vă o linie, frate. Stați aici, îngrămăziți. Nu știam ce face asta. Italianul de ce nu mai ești în oraș? Băi, italianul nu știu ce face italianul. A plecat prin Italia, nu știu exact, e în vacanță, nu știu care e treaba cu italianul. Băi, s-a dus la oare, haide să înaintăm. Haide să înaintăm. O să trebuiască să... Măi, Miruna, tu n-ai armă? Poate nu trebuie să scad din mașină. Dă-ți-vă așa puțin. Miruna, tu n-ai armă, Miruna? Cam. Păi și nu mai bine rămâi aici? Nu cred că nu mai am armă. Ba da. Păziți mașinile. Mamă, nu știu ce să zic. Mai bine, nu știu. Poți să vii cu noi, dar dacă n-ai armă, genul... O să fii rănit, înțelegi? Mai bine, nu știu, hai și tu cu noi, hai și tu cu noi, dar încearcă să stai mai în spate, nu știu, să ai grijă de tine, ok?
Băi, Miruna, ești singura fată de la noi din organizație. Te rog frumos să ai grijă de tine, să rămânem și noi cu o fată, măcar pe tine să te avem, înțelegi? Da? Da. Hai, băiți. Domnul Bebe. Bă, mergeți-ne. Mergeți de război. Dă-te, mă, fix aici te opri. Vin și eu acum, ai auzi, pe italian. Ionuț Gamer, mulțumesc de subscribe, Eternal mi-a dat subscribe, Nicolas Cirbeanu a dat subscribe, Onyx YouTube, Mara Pop, Marionetă, Ezi, Alex a dat subscribe din nou. Vă mulțumesc tuturor pentru subscribe, bine ați venit, nu uitați și de butonul ăla de like, băieți. Cine? Nu dă like și subscribe, mama e tata lui. Să știți că începe acțiunea, băieți, să știți că începe acțiunea, o să fie o bătălie pe cinste. Când mai joci de zi, băi, n-am mai jucat de mult, dar nu uitați că eu fac live și pe Twitch, băieți. Mă găsiți live pe Twitch, acolo pericol dacă se uite cineva pe Twitch și folosește Twitch-ul. Doar că acolo am jocuri din astea mai hardcore, așa nu prea se uită copiii la... din astea. Alo, da? Alo, mă auzi? Da, bre. Noi suntem înăuntru, așteptăm semnalul. Ok, hai că te sun eu dacă e. Sau dacă auzi că începe să se tragă, ăla e semnalul, ok? Ok, ok, noi suntem aici, ai țin aici pe tot. Ok, bine, salut. Bă, sunteți mai mare decât armata, fără glumă. Ia uzi-l pe al nostru. A, băi, mi-e tot donație. Salut, Pericol, te iubesc de la Mare J. Mulțumesc, Mare J, te pup, mulțumesc. Mamă, ce m-am speriat de tine. Băi, dar nu am dat eu cu tine în apă. Veniți și înapoi. Atenție, atenție, mare. Dar nu vă mai băgați în fața mea. Au luat niște elicoptere, atenție. Hai că trebuie să intrăm în urmă. Ia stați așa, voi vedeți ușile astea? Nu. Da. Da sau nu? Da. Dați-vă așa puțin. Da. Să încerc să văd dacă pot să fac cumva să nu... Dacă te bagi în ele, da, o să le vedem și ne deschid. Ah, i-a zic tati, bravo. Grijă, hai împrăștirea. Împrăștirea. Și tu vezi deschisă ușa aici, Miruna, nu? Băi, aveți grijă să nu vă bateți cu ai noștri între noi. Eu. Ai, ce ciudă i-a fost, bă, n-ai cum, bă, n-ai cum. Ce l-am prostit prima dată, bă, să mai donezi. N-aveți cum, bă, frate, bă, n-aveți cum, bă, bă, e ciudă rău de tot, bă, frate. Mulțumesc frumos de donație, ești foarte de treabă. Să știți că, de fapt, e unul de-al nostru care a scris băieți, adică n-am jurat și doar e un troll așa, și înțelegeți? E un băiat pe care îl cunosc eu și donează că e drag de mine. Unde sunt mă ăștia? O luăm, băi, mi-e fa... Au, care tragi mă după mine? Mulțumesc, Ticule, pentru mesaj, te pup, mulțumesc frumos! Unde sunt mă băieți ăștia mă frate? Unde sunt? Băieți, împrăștiați-vă și căutați-i. Băi, eu n-am apucat mă să mă bag cu nimeni mă frate.
doare și capul, frate. Uite-l pe unul aici. Băi, împrăștiați-i și căutați-i. Care tajam, frate? Hai, împrăștiați-i, nu mai stați aici. Împrăștiați-vă și căutați-i. Mamă, eu numai cu sniperul pot să mă bacă-i. Ai mor deja. A tras cineva, mă? Mortul, nu? Mortul, nu? Mort și al doilea? I-am spart pe băieții acolo. Prăștiați-vă și căutați-i! M-a sunat cineva la ușă, mamă, trebuie să-mi vină... Pot să mă sui, mă? Nu pot să mă sui acolo, era acolo. Mamă, dar mulți sunt, mă, frate, mă, de unde apar ăștia? Hai că mă duc pe aici, băieți, mă duc pe aici. Pericol, salut, Ticule, salut! Băieți, suntem cu Mafia Curcubeu, cea mai mare mafie. Suntem pe cel mai jmecher server de 5M, băieți. Bă, ce, bă, s-a auzit o mașină, bă. Suntem pe serverul 2 în România, băieți. Dacă vreți să faceți parte din mafie, veniți să mă ajutați aici. E cineva aici în față, dar nu știu cine. Aolo, căcat, fugiți! Fugiți, că nu știu cine e ăla. Vezi că e cineva cu un tank aici în față. Ai grijă să nu trag. Trebuie să deschid eu ușa. Așa știi, trebuie ceva, o grenadă, ceva. Să aruncăm la ea. Danger, de ce nu răspunzi? Cum nu răspund? Bă, mi-e foame rău de tot, băieți, mamă, mă doare stomacul de foame, ești nebun la cap. Mă duc să-l caut pe butoi. Mă duc să-l caut pe butoi, băieți. Trebuie să fie. Ia, stai să mă sună, băieți. Alo, da? Sunteți la barieră? Am ajuns la barieră. Haideți că vă deschid bariera acum. Stai-ți. Stați așa, băieți, că trebuie să-i deschid bariera la... La domnul... Hai de aici. Căutați-l pe butoi, băieți. Noi după butoi am venit aici. Butoi! Mamă, ce m-am speriat. Unde-i, mă, butoi, mă? Butoi, ești acolo înăuntru, butoi? Butoi? Bă, unde-i neapuiul, mă? Băi, par... Cineva a auzit. Unde l-a găsit? Nu știu. Butoi, domnul Bebe. Bă, cine l-a găsit? Cine l-a găsit? Unde, unde? Nu, aici nu e nimica. Pe l-am găsit pe butoi. Unde l-ați găsit? Unde-i butoi? Aici, în camera aia. Ia dați-vă așa. Nu e nimeni, bă, ieșiți. Bă, ieșiți afară de aici, ieșiți afară de aici, haideți. Dați-vă, bă, din ușă. Bă, dați-vă. Ieșiți afară de aici, haideți, haideți. Hai, afară toată lumea, că intru eu acolo, ieșiți. Băi, butoi, ești bine? Bebe, m-am maltratat, bebe. Am venit cu toată organizația să te salvăm, butoi. Aolo. Ia și tu un pistol, ia pistolul ăsta de la mine. De fapt, nu, ia aici. O armă din geantă, ia o armă ceva. Hai că iau un sniper, îl bagă pe de la mine și gata. Nu sniper, ești un AKM, că n-ai ce să faci cu sniper. Hai, dă-mi, ai hainele mele, bebe. Ia stai așa un pic. Mă prăpădiți gloanțele degeaba. Hainele tale sunt la mașină, umbli dezbrăcat. Aolo. Am berit. Hai, peste. Sunt gata de acțiune. Bre, m-auziți?
uitați așa, băieți, un pic. Stați așa, un pic. A venit băiatul ăsta, mi-a venit comanda, băieți. Butoi! Trebuie da, să... Aolo! Băi, suntem atacați? Hai să ieșim, hai să ieșim afară! Mamă, ce s-au de aici? Aolo, eu nu mort aici! Ce afară, băi? Ce se... Aolo! Nu pot să scuș. Uite, unul aici, jos. Hai, mă, frate, nu pot să scuș și o armă. Trebuie să caut o poziție din care să nu se așteaptă că vin, știți? Poziție din asta top secretă. M-ar fi asta de aici, băieți. Aolo, s-aud un elicopter, băieți. S-aud un elicopter, voi l-auziți? Ia sniperul pericol? Mamă, am un deja vu, parcă s-a mai întâmplat treaba asta. Sau chiar așa e? Mamă, wow, a venit elicopterul, băieți. A venit elicopterul. Băieți, apăsați butonul de like, revin imediat. Gata, băieți, am revenit. Nici un rip, băieți, că am revenit. Era să mor sau zicea schiz rip? Mamă, iau sniper-ul, băieți. Bă, a căzut, cine l-a dărâmat pe ăsta aici, băieți? Mamă, n-am văzut nimic, frate. Era mișto dacă aveau și mai multe elicoptere. Mamă, vin elicopterele, băieți. Aolo. Vin elicopterele, băieți. Îl ai tăi, ți-o venit ajutare și-o dat cu el jos? Mamă, bravo, băieți. Wow! Bă, a trecut grenada aia pe lângă mine sau mi s-a părut mie? Ce faci, mă, frate, mă? Mamă, încă un elicopter. Căcat. Mamă, băieți, ce-i aici, bă? Call of Duty, ce aici? Aolo, mama mea! Au! Aolo! Mamă, tată, ce e aici, ești nebun la cap? Și că suntem în Call of Duty! Baxter, mai mulțumesc frumos pentru 5 lei! Ajutor! Mamă, ce e aia, fratele meu? Trebuie să-l dau jos, l-am dat jos, l-am dat jos, l-am dat jos! Aia e, tati! Nu! Mamă, era să cad. Unul jos, unul jos, mai avem unul. Ah, nu mai aveam gloanțe. Uite-te spre mine, uite-te spre mine, uite-te spre mine, uite-te spre mine. Nu te uiți, ți-e frică. Aolo, 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 aolo. Au. Mamă, la ce faci, frate? Nu cred, am nimerit. Nu. Au. Bă, cade ăla, nu cred! Au! A mai venit unul. Au, oh, ia scavă, ia scavă, nu aici, aici! Mamă, ce aici, băieți! Bă, dar nu mai schimba armele, frate!
Nu, 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 nu. Oh! L-am dat jos, l-am dat jos! Mă, îmi schimb. Băi, i-am dat jos pe amândoi, nu cred. Ai, nu cred că i-am dat jos. Ah. Oh! Mamă, băi, și aici, băi, cine n-am pasă butonul ăla de like să mă susțină puțin. Oh! Mamă, alt elicopter, ești nebun la cap. Bă, mi se tot schimbă armele, mă, frate. Băi, trebuie să fac rost de un avion din ăla, să mă bag cu ei, trebuie să fac rost de un avion din ăla. Băi, ce pericol, băi, eu sunt bebe Moise, niciun pericol aici. Băi, trebuie să fac rost de un avion din ăla, băi. Ziceți-mi dacă nu e așa. Dacă n-ar fi ok să fac rost de unul din ăla. Cel mai bun sniper. Mamă, să nu dau de cineva să mă împuște în pană. Mamă, doresc stomacul de foame, băi, mi-e foame rău de tot. Alo! Au! Au! M-am pușcat în picior, băi, sunt rănit. Rămân un pic jos, mă ridic și fug. Alo, nu-i bine în partea aia. Au! Am crezut că poate e un avion pe aici, mă. Miruna, ești bine? Ești bine? Da, da, sunt bine. Ai grijă, ai grijă. Oh, bă, care trage, mă, după mine, frate? Oh. Sper să mă salveze și pe mine și aia. Roland Garros, te pup, ticule, ce faci? Vreau să mă duc să fur un din ăla, un pilot, băieți, și eu, bă. Vreau să fur și eu un avion, ceva. Hai că s-ar putea să-mi revin la un moment dat. Că s-ar putea să-mi revin la un moment dat, băieți. Uite, a venit băiatul ăsta să mă ajute. Ce faci, mă? Aolo, ajută-mă și pe mine, italiene. Aolo. Cine te-a rănit? Mama e un glonț. Aolo, nu știu. Aolo. Un număr. Bă, lasă arma și dă-mi geaca ta să-i pun aici. Voiam să fac rost de un avion ceva să mă duc peste ei. O să te dor, o să te dor. Scoate glonțul, hai. Aolo. Te simți mai bine? Aolo, mă simt mai bine, da. Aolo, dă să-ți dau ceva să-și revii. Ia de... Aolo, sunt rănit. Trebuie neapărat să fac rost de un elicopter din ăsta. Vrei hidra meu? Uite hidra. Unde e? Uite-l acolo. Aolo, ce mi-ai dat aici, italiene? O să-ți revii curând. Uite. Bebe, urcă la el. Ia. Să ai grijă. Am grijă. Băieți, sunt în stare... Să-l pilotezi? Aolo, învăț acum. Vezi că dacă mușchiul el, pui pe hover să plutească. Dar trebuie să-ți ia apăsat. Așa, bravo. E, firațai naibii să fiți, să vedeți aici acum ce se întâmplă. Mamă, i-a dat și cu rachete după mine. Bă! Au!
Aolo. Aolo. Noroc de la serul meu hitfix. Aolo. 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 Ajutor. Mă trec avioane peste mine. Aolo, iar știi aici. Aolo, ajută-mă. Am căzut puțin din avion. Băieți, moare bebe, mă uise, băieți. Aolo, mamă, ești un pic ars pe mână. Ai aterisat în copac. Hai să te ajut un pic aici, așa. Au. Mamă, sunt tot roșu, o să mor, italiene. Adică ești tot roșu. Au. Îmi curge sânge de peste tot. Hai să mergem acasă, retrage-te. L-ai salvat pe butoi? Niciodată, trebuie să-i omorâm pe toți. Stai, poate că azi dă să te joc. Ce-ai făcut, căzut? Au. Lăsă-o, soată, una, mai lăsă-o. Au. Vede că azi mai lăsă-o, sau mai lăsă-o. Ușor. Ia, puiule. Era prea așa. Era prea evident ca să-mi spui tu mie. Genunchi, bă, m-a prins, bă, neapuiu, bă, m-a prins. Serverul pe care joc eu se numește Doom România, băieți. O să-l omor acum, mă duc să ți-l omor. Pentru că asta merge, șarpe nenorocit. Neapuiu. Cât de mulți sunt voi, nu suntem cei mai puternici și nu ne nu o să poți să ne dobori. Neapuiule. Ai milă de mine, neapuiule. Nu am nicio milă de tine, nenorocitule. Aolo. O să te las să te nece în apă. Au, neapuiule. Băi, nu trage, bă. Băi, dacă trage, îl omor. Vezi că mă omoară, mă. Îl omor, dacă trage în picior, eu îl omor. Dacă trage mine, îl omor. Neapuiule, îți dau $1,000,000, lasă-l în pace. A, mai mult bani decât ți-ai imaginat tu, bă. Ce vrei pentru... Băi, ce să fac, băieți? Cum scap și eu de aici, băieți? Mă cauză numai probleme. Cum scap și eu de aici, băieți? Păi, hai să facem altcumva. Am îi pe loc în du-te înapoi, că l-o mor. Îl lași pe bebe și noi o să te luăm, o să te lăsăm în pace. Nu se poate. O să-ți dăm o să lucrăm pentru tine de timp de un an întreg. Adu-mi acum un elicopter, adu-mi un elicopter, hai! Aure, hai să mergem. Hai, adu-mi un elicopter. Hai, repede. Un buzzer de preferat. Mă rămâi pe loc că l-am pus! Italianu, îi dai una în burtă, muzica. Băi, neapuiule, bă, ai milă de mine, neapuiule! E a doua oară! Ai milă de mine, neapuiule! Vreau și eu, te rog, roleplay, te rog, please ID, crazy, nu pot să-ți dau te pe crazy. Te rog, neapuiule, iartă-mă. N-am știut că ești atât de puternic, neapuiule. Dacă știam că ești așa puternic, voiam să fiu de partea ta, neapuiule, să fim prieteni. Așa azi de șase dimineață. Adică acum. Mă duc să te omor, nu vreau. Nu, neapuiule. Elicopterul nu vine. Aduc acum, băieți, elicopter. Au! Aolo, bă, nu pot să fug, bă. Aolo, nu pot să fug, aaa! Am căzut și eu în apă. Aolo. Nu pot să urmă. Bă, uite, mă, iară cad, bă, nu pot. Aaa, nu pot să... Bla, 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 bla. Aolo, italiene. Hai să urcăm pe aici. Au, au. Nu cred că mai putem. Nu crezi că... Nu cred că poți. Ești bine, bebe? Au, tragă noi, tragă noi. Au. Sami, vin un coace. Bă, dar nu poți să urci, mă, frate, mă. Aolo, aolo, m-a rulecat. Ușor, ușor, pe mine. Aolo, ce zonă de apa. Bă, da, asta nu merge pe aici, mă, ori. Aolo.
Hai mai jos, hai mai jos. Aici la piatră, aici la piatră. Rămâi așa, vino mai aproape puțin. Aolo, ești chiar așa aproape. S-a dus de tot elicopterul. Aolo. Bre, n-am putut, e greu de controlat. Bebe, hai domnul Bebe. Cum n-ai bai ieșind de aici? M-am făcut flașcă. Trebuie să chemam ceva, nu știu. Hai să ieșim de aici. Cum ieșim de aici, mă? Iar cad, mă, frate. Nu mai scăpăm de aici. Fii atent, bre, ia arma, mă, și urcă așa. Aolo, am urcat. Domnul Bebe, sunteți bine? Haideți acasă, haideți, haideți acasă, toată lumea, haideți. Acasă, gata. Hai, Bebe. Să conducă cineva, că eu nu mai pot. Eu conduc, hai. Condu tu. Hai, suie-te butoi odată. Aia zic. Hai să mergem acasă. Hai, că eu am ATV-ul. Dă-i acasă, că ne omoară ăștia. Stai să se suie toată. Dă-i, că ne omoară. Dă-i. Doamne, bă. Mișcare de întâi, bă, ce are ăsta, mă, Bebe, mă, frata? Ține frâna de mână, ține frâna de mână și dă-i full spate. Dă-i față și acum dă-i drumul la frâna de mână. Alexe, bă, dă-te, mă, că conduc eu. Dă-te jos. Ne-a puiul s-a necat? S-a necat, ne-a puiul, mă? Bă, ține și tu drept, mă, butoiul, nici nu ai nicio treabă, mă, cu condus, cu nimic. Aoleu! Dați-vă jos și împingeți. Dă-te jos, dă-te tu jos. Dă-te jos, butoi. Nu conduci. Dă-te tu, jos. Nu poți să conduci. Dă-te jos, că dacă nu te duci la primărie. Eu zic, da, treaba ta. Hai, bă, nu te sui, care e ăsta, nu știu. Urcă, bre, că ne omoară ăștia. Bre, cum scăpăm noi de aici? Pe jos. Cine și-a revenit? E tare. Săracă fată. Cu parte. Domnul Bebe, n-am luat. Vedeți că mai sunt mașini în spate. Mai sunt mașini în spate unde le-am lăsat prima dată. Pomne, frate. Am lăsat acolo mașinile, frate, ce nu se duc să le ia? Băi, îmi vreau hainele înapoi. Dar vreți că stai aici în remorca asta, că le-am băiat, caută-le acolo. Păi, col, te las, mă duc să mănânc, s-a luat și eu să mă duc imediat să mănânc, că sunt rupt de foame, băieți. Mi-e foame de morat, de stomacul de foame. Și deja e 7 ceasul, în pana mea. Dar și capul, frate. Am dat, da, bucur, salut. Era să lovesc. Era să lovesc. Ți-am zis că nu e bine să conduci tu. Pe italianul l-am prins între camion și copac, săracu. Dania, puiule! Ce faci? Și de data asta ți-am omorât oamenii. O să mă întorc într-o zi, puiule, și acolo unde stau picioarele îți va sta capul, să știi. Vezi în ce avion te urci, că poate are bombă. De data asta n-am fost pregătit, dar data viitoare o să fiu pregătit cu ceva navete spațiale. Data viitoare nu o să mai am încredere în tine. Nu o să mă ia. Ne întâlnim, neapuiule, ca mâine vin peste tine cu avioane, cu elicoptere, ca mâine vin. Aaa, ce glumă bună! Așteaptă-mă și fii cu ochii în patru, neapuiule. Băi, trânea prea să venim mâine, poi mâine înapoi peste el, dar venim cu elicoptere, cu rachete, cu bombe, venim cu... Venim cu d-alea, cu rachete, cu lasere, cu hidrauri, cu... D-alea, cu curent, cu cazmale, cu...
cu spray-ul la urechi, putale. Exact. Du-te, ticule, și mănâncă, mă duc, băieți, mă duc să mănâncă, să-mi rup de foame. După care, băieți, o să fiu live pe... Dacă vrei, poți să pilote tot așa, eu unul. Cum a fost data trecută. Eu n-am încredere în avioanele astea. Vreau să pilotez. Du-te jos. Aha. Pilotez eu? Țineți-vă bine, decolăm. Bă, nebunule! Închideți ochii! Aoleu! E, chiar îți crezi cum mergem cu mașina pe apă. Țineți-vă bine că decolăm, da? Da, 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 da. Mă țin de ciocă, hai! Aoleu! Bă, dar să nu se ridică, bă! De ce nu se ridică, bă? Bă, nu se ridică, bă! Da, italiene! Nu, că am pregătit aici avioanele astea. Da, dar am avut ieri niște coșmaruri cu avioanele alea și nu mai vreau să am, înțelegi? Okay. Adică ne-am chinuit o oră și n-am putut să decolăm, că ba explodau, ba nu știu ce. Okay, okay, hai okay, că noi suntem la casă, mai atât de până oameni și adui. Mamă, ok, bebe. Acum. Salut. Bebe, data viitoare îi facem praf, bebe. Aolo. Data viitoare. Bebe, mergem până la spital? Sați-mă că vreau să mă duc să mă odihnesc. Cred că o să mor. Bre, bebe, de ce mai băga bre la apă? Bre, învățați să ascultați, băieți. E foarte important să ascultați. Eu când zic liniște, e mucles. Bebe, ești bine. Aoleu. Puneți-vă în linie acolo. Haide, domn bebe, la spital. Puneți-vă în linie, băi. Dacă e să mor... Aolo. Oh, sunt bine, nu, sunt bine. Dacă e să mor, să aveți grijă de casă și de organizație. Nu o să mor, bebe. Au. Hai, bebe, du-te la somn, că... Da. Aolo, bebe, ești bine? Bine, azi te ajutăm să te ridici sus. Aolo, băieți! Dacă o să moară bebe Moise sau nu, o să aflați în următorul live, care va fi în curând. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și să vă abonați și la canalul meu de CarVlog. Mașina mea se numește, am acolo poze și videouri cu mașina Mafiei Curcubeu, pentru că e colantată MOV, așa cum am promis în urmă cu un an. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu de vloguri, Pericol Vlog, unde sunt și am și povești despre bebe Moise și nebunii. Nu uitați să-mi dați un follow pe Twitch dacă vreți să ne vedem, nu știu, în vreo jumătate de oră, probabil că o să fiu live pe Twitch, ne jucăm acolo ceva, dați-mi un follow și acolo. Vă pup pe toți și ne auzim cel mai probabil mâine dimineață, avem un episod, continuarea episodului cu Curduța. O să vă dau și eu un mic spoiler, mâine o să o aduc pe Curduța acasă, adică o să o duc undeva la o casă, o să vedeți voi, o să fie o nebunele așa mai plus 18, dar vă plac și din alea. Vă pup pe toți, aveți weekend și mecher rău de tot. Pa! Cam îți dai rest din 5 în 5 minute, Tiger? Și la Mike Tyan da rest din 5 în 5 minute și ea făcea, e bine așa, bebe Moise. Ce zici de asta, Tiger? Ți-a plăcut? Ia-o în tine, Tiger, te pup!